Pampers, partenerul emisiunii Ai Sănătate. Te salut în această frumoasă zi de sâmbătă. Pentru astăzi ți-am pregătit mai multe subiecte interesante. Vom vorbi despre scopuri, motivație, despre relația în cuplu după apariția unui bebeluș, dar și îngrijirea tenului în sezonul rece. Începem! Astăzi la Ai Sănătate! Olga Țăpordei ne spune cum reușește să-și îndeplinească obiectivele mărețe pe care și le propune și cum anume își structurează un plan de acțiuni pentru a ajunge la rezultatele mult dorite. Unul din scopurile mele, pentru că eu am multe scopuri, este să ajung pe cele mai înalte vârfuri din lume, de pe fiecare continent. Pe lângă beneficiile pe care le obținem prin consumul de pește, acesta poate fi periculos pentru sănătate dacă este contaminat cu metale grele. Află de la medicul nutriționist Maria Victoria Racu ce specii de pești trebuie să incluzi în alimentația ta. Discutăm cu psihologul Irina Durakov despre problemele care pot apărea într-o familie după nașterea unui bebeluș și ce poate face un cuplu pentru a menține o relație armonioasă. O dată pe săptămână, cel puțin, cuplul trebuie să aibă timp pentru ei. Nașterea este un eveniment unic și frumos, urmată de o perioadă lungă de reabilitare a mămicii. Ce trebuie să faci în perioada postpartum pentru a avea o reabilitare mai ușoară și rapidă, află de la medicul ginecolog. Așezarea precoce forțată pe funduleț sau purtarea unui marsupiu necorespunzător poate avea impact negativ asupra dezvoltării fizice a bebelușului. Află care sunt cele mai frecvente greșeli ale părinților în privința dezvoltării osteoarticulare a copiilor. Cosmetologul Victoria Jugurt ne spune ce greșeli de îngrijire a tenului facem deseori și cum să evităm deshidratarea acestuia în sezonul rece. Apa micelară blochează porii și totodată usucă pielea. În continuare discut cu Olga Țăpordei. Bună și bine ai revenit la noi de fiecare dată când vii. Este o mare plăcere pentru mine. Și pentru mine este ca o sărbătoare, pentru că tu ai multă energie pozitivă, faină. Hey, hey, hey. E un vibe special în studioul tău întotdeauna, de câte ori am fost. Și eu revin cu mare drag întotdeauna, să știi. Mulțumesc, eu simt același lucru, pentru că facem, știi, așa un schimb de energie bună împreună și tu, de fapt, vii cu noutăți frumoase, noutăți, mă rog, deja toată lumea știe, dar uite, eu o să vreau să despicăm acest subiect al călătorilor tale recente și al experiențelor pe care le-ai avut un pic din altă perspectivă, pentru că, da, ceea ce faci tu, oamenii știu cât ești de pasionată de aceste escaladări, de munți, de călătorii în general, dar tu ai niște scopuri foarte bine puse la punct. Hai, în primul rând, să explici de ce tu ți-ai dorit să ajungi în Antarctida și care este scopul tău în general? Hai să pornesc de la scop. O să vorbim concret și la temă, exact cum ai întrebat. Unul din scopurile mele, pentru că eu am multe scopuri, este să ajung pe cele mai înalte, cele 7 vârfuri, cele mai înalte vârfuri din lume, de pe fiecare continent. Odată cu Antarctida și Aconcagua, acești doi munți recenți, sunt 5 deja, au mai rămas 2. Respectiv, de ce Antarctida? În Antarctida întotdeauna mi-am dorit să ajung. Nu era scopul inițial cele 7 vârfuri de pe cele 7 continente, era Everestul, după care am fost pe Everest și m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit de locurile unde nu ajungi pur și simplu. Trebuie să ai o pasiune, trebuie să ai un hobby, trebuie să poți, să vrei... Să te depășești pe tine în primul rând, dacă ți amintești campania de vinuri care am făcut-o atunci când am mers pe Everest, adică a contribuit toată lumea. Eu mi-am dorit, dar a contribuit toată lumea, pentru ce sunt foarte recunoscătoare. Și la fel a fost și cu Antarctida. Antarctida întotdeauna a fost în lista mea de destinații. Vreau mereu să ajung acolo, pentru că e ceva după mine unde nu calcă fiecare. E ceva absolut deosebit. Anume din motivul ăsta, atunci când am realizat că am făcut 4 din cele 7 cele mai înalte vârfuri din lume, am zis că Antarctida ar fi a 5. Și uite că vroiam să ajung acolo. E ceva absolut deosebit, e ceva absolut fenomenal și nu poate să fie comparat cu nimic din ceea ce am văzut eu, cel puțin în viața asta. Și vreau să-ți spun că a meritat fiecare efort, fiecare timp, bani,
absolut totul a meritat, chiar dacă este o expediție foarte costisitoare. E clar ca bună ziua că tu pui foarte multă pasiune în ceea ce faci, dar ai și o iubire nemărginită față de munți și știu că este foarte important și munții să te accepte. Așa Fiecare munte trebuie să te accepte și în plus trebuie să ajungi în momentul potrivit pe acel munte, pentru așa că este. Muntele poate să nu fie pregătit să urci pe el. Uite, curios, da, dar să este te primească. Așa. Noi zicem în lumea montană să te primească, te-a primit sau nu te-a primit. Eu am, cred că am scris și într-o postare pe Instagram și zic, nu e foarte modest poate să zic, dar eu simt că eu sunt aleasă. Eu simt că eu sunt aleasă să ajung în aceste locuri și munții, Doamne, mulțumesc, mă primesc. Și te încarcă. Și și te încarcă inclusiv și te motivează să faci mai mult, să ajungi mai departe, pentru că altfel nu ai merge, deci nu te mai poți opri. Uite că cineva ar fi mers pe Everest și gata, am ajuns pe Everest, dar tu nu, uite, mai departe, vrei mai mult, mai mult, mai mult. E un hobby. Cu hobby-le nu te poți opri. Adică asta e ceva ce tu faci cu pasiune, e ceva ce te pasionează în primul rând. Și faci, nu poți să zici că ai ajuns pe Everest și nu mai mergi în altă parte, că e, cum ar fi, nu merg în Spania, că în Italia e cam tot așa. Fiecare munte este diferit, cu cultură diferită, cu oameni diferiți, cu așa, și e o experiență absolut nouă. Și noi suntem diferiți de fiecare dată când mergem în orice destinație, la un interval de timp. Uite, vreau să vorbim un pic despre lucrurile care se întâmplă, la care nu ne așteptăm, de care ai avut parte și tu în această călătorie, pentru că au fost situații care ți-au dat așa planurile peste cap, tu aveai anumite așteptări, muntele a zis un pic altceva, situațiile, ghidul, uite, povestește-ne cum reacționezi și ce faci în momentul în care, uite, tu ai un plan, îți imaginezi că va fi așa și nu se întâmplă așa cum vrei. Da, așa a fost la mine cu Aconcagua, la 6.000 ghidul s-a îmbolnăvit, ca să înțelegi, de la 6.000 până la 6.900, 6.860, sunt exact, adică e ultimul, e cum ar fi ultima drumeție. Și atunci, bineînțeles că m-am indispus, e logic fiecare din noi, adică nu pot să zic că, că am luat-o așa ca atare, ok, nu azi mâine sau poi, nu, bineînțeles că m-am indispus, bineînțeles că am trăit niște emoții, m-am lăsat să le trăiesc, ceea ce recomand tuturor să o fac atunci când au vreo situație mai stranie, pentru că e mult mai ușor să depășești acest moment după ce ți-ai eliberat toate emoțiile astea negative, pentru că nu te aștepți, adică nu e ceva, când te pornești în munți, nu zici că, da, ok, din prima n-o să urc, o să urc din a doua, nu există așa ceva, adică tu nu știi ce te așteaptă, respectiv, tu știi, sunt sigură că tu știi poziția mea de viață. Deci când se întâmplă careva chestie, eu știu că asta este spre binele meu. Poate momentan eu nu înțeleg asta și am avut situații când, nu știu, am fost arestată în aeroportul din Costa Rica și eu, îți dai seama ce situație penibilă, exact așa și în munți, și e dureros și nu ești de acord din primele minute și cumva așa, dar următoarele ore eu stăteam și mă gândeam, Doamne, dar ce mi se pregătește atât de bun încât eu trebuie să trec prin această provocare? Și întotdeauna mă gândesc că, uite, Doamne, de acolo de sus are o variantă mai bună pentru mine. Poate mă protejează de la ceva, poate, nu știu, urma să mor, că, uite, a murit un coleg pe data de 30 decembrie, noi am escaladat pe 31, noaptea de 31 spre 1 și pe 30 decembrie a murit cineva și poate urma să se întâmple ceva și cineva de sus m-a protejat. Deci eu am învățat de-a lungul timpului să iau aceste lucruri în acest fel. Exact. Și să mă gândesc la pozitiv, nu la negativ. Chiar dacă primele ore sunt niște emoții incontrolabile, e absolut normal și zic, trebuie să le trăim, că suntem oameni până la urmă. Uite, știi, mă gândesc că da, e foarte important să ai această atitudine, că altfel nici nu ai putea face ceea ce faci tu, probabil, pentru că te-ai lăsat demotivat de prima experiență și zice că gata, uite că e greu, că nu s-a întâmplat și dacă mergi pe partea asta în care te concentrezi pe ce nu s-a întâmplat așa cum ai vrut, clar că deja nu mai ești la fel de motivat. Da, și nu mai poți să schimbi nimic, adică s-a întâmplat, gata, eu nu pot să-l însănătoșesc acum pe acest ghid ca să meargă cu mine mai departe. Singură nu pot să merg, cred că pot, dar acasă mă așteaptă Bogdan și Alexandra. Respectiv, de ce să te consumi cu ceea ce a fost și cu ceea ce nu poți schimba? Deci dacă nu poți schimba chestia aia, schimbi atitudinea și atunci te gândești, ok, ce o să fac mai departe? Și focusul tău să fie acolo spre ce urmează și spre ce vreau să fac acum, să iau o decizie corectă, să cobor jos, pentru că la 6.000 de metri altitudine organismul nu se restabilește. Adică tu dormi, dar nu dormi. Deci el doar consumă din resursele pe care tu le ai. Și este foarte periculos să te afli o perioadă îndelungată acolo. Deci noi am stat 2 zile prima dată și 3 zile a doua oară, pentru că na, nu era timpul, s-a îmbolnăvit ghidul și tot așa. Dar e foarte, deci e un consum extraordinar din resursele energetice pe care le ai. Deci dacă nu dă Doamne, se întâmplă să răcești la altitudinea mai sus de 4.000, tu nu te însănătoșești. Deci tu trebuie doar să cobori
mai jos de 4.000 la 4.000, ca organismul să înceapă să se restabilească. Tot ce se întâmplă mai sus nu ai cum. Deci dacă ai o tăietură simplă de la o foaie pe deget, ea nu se prinde. Mm-hmm. Deci se simplă. Coagulează, nu, absolut. Deci ea se desface din contra. Și o să vezi în fiecare zi că o să se transforme în ceva mare. Chiar dacă aparent a fost doar o tăietură. Eu am văzut și după modul... Tu, de fapt, ești foarte deschisă cu toți cei care te urmăresc. Ai făcut imagini pe care le-ai postat ulterior și mă gândeam că, știi, trebuie într-adevăr să fii pregătit pentru niște experiențe în care ți se schimbă inclusiv modul în care arăți, modul în care te simți, ești edemat, ești umflat, buzele uscate. Deci asta ar putea părea niște fleacuri, dar atunci când tu ești într-o stare de disconfort, tu trebuie să-ți asumi că asta poate să se întâmple. Exact. Și mă gândesc că, chiar și pentru că suntem la sănătate, din punct de vedere al sănătății și al frumuseții, al modului în care, poate nu neapărat te gândești la cum arăți, dar te gândești la modul în care se schimbă total organismul tău. Așa este și aici e o chestie de sănătate mentală pe care, slavă Domnului, o cred eu că o am, pentru că mie nu, adică eu mă simt frumoasă oricum. Chiar și e de mată, chiar și, adică e un fel de nivel de încredere, da, să e sănătos ca să nu arăți, nu știu, exact așa cum arăt în emisiunea Vladei, acum la 6.000. E absolut normal, e omenește. Chiar dacă vreau să-ți spun că mai sunt oameni care îmi scriu că uite ce imagine ai tu și nu știu dacă îți dă bine la imaginea ta să arăți că arăți în felul în care arăți. Poftim? Adică... nu, dar e firesc, normal, absolut. Fiind pe munte, fiind în niște condiții extreme, este clar un lucru. De fapt, eu apreciez acest lucru și mi se pare sănătos și foarte frumos că ești sinceră și mulțumesc. Nu arăți doar momentul ăsta frumos de imagini frumoase, priveliști, dar arăți, uite, și ce se întâmplă în acel cort când ești blocat într-un spațiu restrâns, când nu știi ce o să fie peste o oră sau mâine. Da, așa e. Deci toate aceste momente prin care treci, toate aceste dificultăți, de fapt, te fac uman și ne arată despre această experiență, care este o experiență frumoasă, dar și dificilă. Facem acum o pauză, vreau să urmărim un reportaj în care aflăm mai multe despre care sunt cele mai benefice tipuri de pește pentru consum și, de fapt, acele tipuri de pește care, de fapt, sunt riscante, că nu știm că sunt așa. Ador peștele, e super interesant. Da, urmărim interesant. Și apoi revenim la discuție. Peștele și produsele de mare, pe lângă faptul că sunt delicioase, prezintă o gamă variată de substanțe nutritive. În primul rând vorbim despre o proteină cu un grad de digestibilitate și asimilare înalt. Practic sunt tipuri de pești care au o digestibilitate mai bună decât carnea, să zicem 90-91% versus 85% pentru fileul de pui. De exemplu. Prin urmare, proteinele din aceste alimente sunt utilizate mai eficient și rapid de către organism. Al doilea tip de nutrienți sunt acizii grași omega-3. Există trei tipuri, fracția ALA, DHA și EPA. Fracția ALA este cea care se utilizează de organismul uman cel mai mult în scopuri energetice și ea se conține în mare parte în nuci și în semințe. Fracția DHA și EPA sunt cele două fracții care anume ajută la prevenirea bolilor de inimă, bolilor cronice. Ele în mare parte se conțin în alge și fiind consumate de pește și de fructele de mare, nimeresc mușchii acestora. Un alt nutrient important, întâlnit mai ales în peștele de mare, este iodul. Suntem o țară în care consumul de iod este un pic mai dificil pentru că nu avem acces la mare și practic solul, apa și produsele alimentare crescute pe acestea conțin puțin iod. Atunci când consumăm regulat produse de mare, practic beneficiem de această doză optimă și necesară de iod. Este zincul care iarăși se conține în cantități mari în produsele de mare și în pește pentru fortificarea sistemului imun, pentru sistemul reproductiv. Consumul regulat de pește ajută la prevenirea bolilor non-transmisibile și anume scade riscul bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat tip 2. Peștele și fructele de mare fac parte din cea mai sănătoasă dietă existentă în acest moment, dieta mediteraneană și populația țărilor care consumă foarte frecvent pește și fructe de mare și consumă mai puțină carne, au un nivel de colesterol în sânge mai mic, hipertensiune arterială mai mică la nivel populațional, indicele masei corporale este mai jos și, în general, longevitatea este mai mare. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a două porții de pește pe săptămână pentru a obține necesarul nutritiv, dar și a reduce riscul de îmbolnăvire asociat conținutului de mercur. Ar fi bine, în primul rând, să consumăm pește de apă dulce,
pentru că el este proaspăt și el nu a fost congelat, pentru a obține proteina de calitate. Și a doua porție să fie peștele de mare, care conține microelementele. Dacă să vorbim despre peștele de apă dulce, cel mai bine ar fi păstrăvul și bibanul. Și mai rar să consumăm somnul și crapul, pentru că sunt două tipuri de pești care populează bazinele, anume zona de fund, și practic se alimentează cu ceea ce găsesc pe fund. Dacă vorbim de tipurile de pești de mare, atunci în primul rând este somonul. Desigur că prioritizăm cel crescut la libertate, nu cel din crescătorie, pentru că poate conține o cantitate mare de hormoni. Este important culoarea acestuia să fie una uniformă, dar să nu fie total roșie, ci cu fibre albe, ceea ce înseamnă că este culoarea lui naturală. Pe lângă somon, vorbim despre herring, vorbim despre sardine. Se recomandă reducerea consumului de pești mari, precum rechinul, peștele spadă, tonul, deoarece fiind specii răpitoare, pot acumula cantități mari de mercur și plastic. Astăzi nu se cunosc care sunt efectele microplasticului consumat de către organismul uman, dar cu siguranță cunoaștem că plasticul conține unele tipuri de perturbatori endocrini care influențează negativ funcția sistemului endocrin. Dacă consumăm pește care conține mult mercur, atunci poate să fie perturbată activitatea sistemului nervos. În special suferă atenția, memoria, gândirea, dexteritatea. La alegerea unui pește proaspăt este important să acordăm atenția mai multor aspecte. Să-l cumpărăm din locuri autorizate, să aibă certificatul sanitar veterinar, astfel încât să evităm la maxim contaminarea acestora cu paraziți. Este important ochii să fie lucioși, branhiile să fie de culoare roșie și nu cenușie, coada să stea dreaptă, dacă ea este un pic lăsată, atunci vorbim despre un pește care deja își are termenul expirat, să nu fie uscat la suprafață, să aibă un miros caracteristic. Putem include în meniul nostru și peștele conservat sau marinat, însă trebuie să fim atenți la etichetă și să prioritizăm conservele ambalate în sticlă. Peștele poate să fie combinat cu absolut orice, fie că este vorba de legume, cereale, salate, crudități, cartofi, practic este un produs ușor asimilabil. Dar nu aș recomanda să-l îngreunăm foarte mult cu diverse sosuri, foarte complicate, complexe, grase. Cea mai bună metodă de consum a peștelui este să-l gătim acasă, prin coacere, fierbere sau la aburi. Revenind la discuția cu Olga, eu nu pot să te invit aici și să nu vorbim despre cum ajungi tu la toate aceste reușite. Este evident că tu poți să-i motivezi și pe alții, faci de fapt asta, îi motivezi foarte mulți oameni, faci și cursuri online, deci toți cei care te urmăresc știu ce faci, dar vreau să vorbim concret despre tine. Uite, planurile, țelurile pe care tu ți le pui sunt mărețe, sunt wow, sunt impresionante și atunci trebuie să ai o foarte bună planificare pe lângă motivație ca să ajungi la aceste țeluri, scopuri, și vreau să-mi spui exact cum faci tu asta, care este sistemul după care lucrezi sau nu știu, cum ți le scrii pe foiță. Ce faci tu? Aici ar trebui să urmeze o integrare de publicitate. Data de 8 februarie vă aștept la webinarul cu scopuri despre cum mi le setez, chiar și pe cele din domeniul fantasticului, cum ai menționat tu. Realitatea este că eu am înțeles că orice ne dorim, noi putem să facem. Exact ceea ce vorbeam un pic mai devreme despre corp, că noi nu știm de ce este capabil corpul nostru, exact așa și cu creierul. Sunt foarte multe cărți la acest capitol și chiar Ala în Peace scria că tot ce ne putem imagina, absolut tot poate deveni realitate. Dar crezi în momentul ăsta de vizualizare? Știi? Da. Foarte mulți vorbesc despre asta. Cred și zic exact. Deci în momentul în care eu mă pregăteam pentru Everest, deci eu mi-amintesc cu exactitate când alergam iarna și era frig, la minus 5, la minus 10, acasă. Alergam și mie mi-era greu, bineînțeles, frig afară, 7 dimineața, întuneric. Și eu mă gândeam cum o să stau eu cu drapelul Republicii Moldova pe acoperișul lumii și o să fâlfâie așa vântul și o să fiu însorit afară și o să fiu așa de fericită. Exact așa s-a întâmplat. Deci eu cred în vizualizare și nu e doar despre vizualizare, adică tot ce ne putem imagina, cum am zis că scrie și în cartea aia, dar în momentul ăsta e chestia asta de atragere. Și manifestare. Și manifestare, prin gânduri, exact. Da. Prin gânduri, adică eu nu cred că, nu știu, hai că eu sunt o blondă cu ochi albaștri îmbrăcată în roz și o să vă spun acum aici despre imaginați-vă că totul este posibil și este posibil, dar asta scrie un bărbat trecut prin viață care are o vârstă, o experiență și o biografie foarte bogată, consistentă, da. Exact.
Și atunci, asta chiar așa funcționează. Deci creierul nostru atunci când, nu știu, vrem să ne schimbăm jobul, vrem să intrăm într-o afacere, creierul nostru ce face? Deci prima dată zice, se potrivește. Da. Va fi greu? Da, exact, va fi greu, dar ce trebuie, dar uite, asta e clar, tu ai iese din zona de confort. Exact, iese din zona de confort și el nu vrea să facă asta și se gândește, a noastră e nebunit, hai să oprim și de să-i dăm diferite provocări. Și de multe ori noi ne oprim. Atunci când tu înțelegi că ieșirea din zona asta de confort e un pic dureroasă și ți-o asumi, gata. Deci, imediat ce ai făcut primul pas, creierul tău o să înceapă să lucreze pentru tine, nu împotriva ta. Imediat ce tu ți-ai imaginat, ai vizualizat, știi exact unde vrei să ajungi, creierul tău o să înceapă să-ți arunce soluții. Uh-huh. Exact așa scrie chiar și în carte. Bună oară, cum a fost cu Everestul sau cu Antarctida, pentru că sunt niște expediții foarte costisitoare, da? Care eu nu am putut să mi le permit. Dar mi-a venit ideea asta cu campania de vinuri Limitless, după care în Antarctida lucram cu oamenii și zic, ok, pot să întreb, poate oamenii vor parteneriat, pentru că foarte multă lume se adresează la mine pentru publicitate în blog și eu cumva fac asta foarte selectiv și nu prea fac în general. Dar atunci m-am gândit că, uite, poate ar fi un moment de a povesti despre asta și, deci, apar diferite idei, apar și idei, apar și oameni, cum asta poate fi realizat. Deci, dar totul începe de la noi, asta vreau să zic. Orice scop în viața asta începe de la noi și de la deciziile noastre. Uh-huh. Pentru că de multe ori noi, nu știu, cu ani nu putem slăbi. Eu zic din experiența mea, acum nu fac nicio aluzie la nimeni, dar din momentul în care eu am decis să slăbesc 14 kg și să mă mențin, eu am 13 ani de când eu am slăbit 16 kg și mă mențin. Din momentul în care eu am decis să plec din statutul de angajat și să-mi creez propria afacere, eu am 9 ani de când eu am plecat din statutul de angajat și am propria... Deci este vorba despre niște decizii. Dar decizii nu de genul mă apuc să slăbesc, dar mănânc cât vreau și mă duc la sport o dată pe săptămână. Așa nu o să funcționeze. Adică tu trebuie să înțelegi că e vorba și despre niște acțiuni. Și muncă, perseverență. Exact. Ce ține de scopuri? Deci eu în fiecare început de an mi le setez aceste scopuri pe domenii mari. Nu știu. Ce mă interesează în acest an, pe ce vreau să pun accentul? Neapărat este acolo dezvoltare personală întotdeauna, pentru că de la noi începe totul. Adică pot eu spun că vreau să fac 30.000 de euro pe lună, dar dacă eu nu am căpătat niște abilități noi, pe care pot să le transmit, nu știu, clienților mei, nu au cum ei să mă plătească mai scump pe mine. Deci totul cumva este legat. Și atunci te uiți foarte bine ce îți setezi. Bineînțeles că sunt și scopuri materiale, gen, nu știu, vreau o geantă nouă, o mașină sau un apartament. Dar totul începe de la dezvoltare personală și eu întotdeauna zic că trebuie să investim în asta. Eu și vând cursuri, dar cumpăr cursuri mult mai multe decât vând. Adică eu sunt și asta m-a schimbat foarte mult. Deci ultimii 3 ani eu am făcut un salt în viața mea la toate capitolele. Da, asta se simte, da. Și se, da, și se, inclusiv și cum vorbesc, nu știu dacă ți-am amintești când am fost la primul interviu. Deci eram foarte nesigură, nu puteam lega gândurile, nu puteam așa. Totul vine cu experiența. Ai fost și prezentatoare jumătate de an, da, deja, gata? Da, uite. Da, experiență în spate. Da. Dar este evoluția, asta se simte. Se simte și prin multe chestii se simte. Ce mă motivează, tu m-ai întrebat? Mă motivează, bun, eu, motivația vine întotdeauna din interior. Sunt scuze că nu-mi dă voie bărbatul, mă încurc copilul, n-am timp, nu știu ce. Astea toate sunt scuze, deci vreau să le dăm totul la o parte deodată. Totul e posibil dacă îți dorești. Exact. Și exact azi a apărut citatul ăla care totul folosesc eu foarte des. Nu există, nu vreau. Există, nu există, nu pot. Există, nu vreau. Uh-huh. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, lucrurile se întâmplă, pentru că tu ai scopul, deci nu e suficient doar să ai scopul notat pe foaie, după care îl descompui îl în sarcini. Îl structurezi, da? Îl structurezi în sarcini care urmează să le faci ca să ajungi la acest scop. Deci, pentru mine, un om fără scop e ca și cum un om fără, nu știu, ca și cum te-ai porni la, nu știu, la București, chiar dacă știi drumul. Dar îți pui acel Waze ca să-ți arăte unde sunt benzinăriile, care drum este mai puțin aglomerat, pe unde să mergi. Exact așa e și cu scopurile. Adică, dacă nu le ai foarte clar definit și determinat, tu nu știi unde, adică tu mergi doar așa, cum te duce valul, într-un fel. Și atunci când tu ai o listă de scopuri și înțelegi foarte bine cum funcționează și înțelegi că trebuie să fii disciplinat, coerent în ceea ce faci, consecvent, și asta e o chestie de permanent. Adică nu e așa. Zi de zi. Exact. Nu e așa că eu vreau să slăbesc 16 kg, mănânc cât vreau, cum am mai zis, și mă duc la sală o dată pe săptămână. Tu trebuie să înțelegi că pentru asta trebuie să muncești vreo 6 luni, așa, 4, 6, nu știu cam cât. Adică există o logică în tot ceea ce facem noi. Și atunci, dacă eu fac azi 2.000 de lei și mâine îmi propun să fac 3 săptămâni 30.000 de euro, nu e chiar logică. Adică oricum ne setăm niște scopuri un pic mai mari decât. De ce? Pentru că în cazul în care noi nu le atingem, noi suntem demotivați.
Și asta lucrează invers pentru noi. În cazul în care noi setăm un pic mai mult și noi atingem, hop, prietenii te motivează, te umpli, hai, următorul, setăm următorul. Pentru că oricând poți să tragi un pic mai sus de scopul ăla. Oi, așa mai mult, mai mult de motivație. Nu, asta e de bine, asta e, suntem la începutul anului și de fapt toți de obicei la începutul anului își fixează planuri, scopuri, de asta și am abordat acest subiect. Și tu ești cel mai indicat om să ne spui despre asta. Mulțumesc. Pentru că tu dai așa, pe lângă sfaturi și informații și concret, uite, să structurezi un plan, da? Mie îmi place că tu aduci atâta energie motivantă, încât eu sper că energia ta a ajuns și dincolo de ecranele spectatorilor noștri și te mai aștept aici cu mare drag. Mulțumesc. Frumos. Noi mai discutăm, am să vin cu mare o să drag. Mai facem tot felul de materiale, poate filmăm ceva la sport. Cu mare drag. Cu așa că îți mulțumesc, Olga, succes. Și eu îți mulțumesc. Numai bine. Discutăm cu psihologul Irina Durakov despre problemele care pot apărea într-o familie după nașterea unui bebeluș și ce poate face un cuplu pentru a menține o relație armonioasă. O dată pe săptămână, cel puțin, cuplul trebuie să aibă timp pentru ei. Discut în continuare cu Irina Durakov, psiholog. Bună și bine ai venit la noi! Bună, mulțumesc mult pentru invitație și bine te-am găsit! Vreau să discutăm astăzi despre un subiect care mi se pare actual mereu. O să vorbim despre schimbările care apar în relația unui cuplu după apariția unui bebeluș. Noi știm că acest lucru se întâmplă, apar schimbări, este firesc, dar uneori aceste schimbări nu sunt tocmai benefice, favorabile, pot să apară conflicte, certuri, relația poate merge așa spre înrăutățire. Și atunci, tu vreau să-mi spui ce poate face un cuplu care la moment ne ascultă și se află în această situație, că simte că relația așa nu este tocmai cea mai armonioasă în această perioadă după apariția bebeului. Ar fi corect să încep cu începutul, cred că. Deci un cuplu trebuie să-și asume și să fie conștient de această perioadă, da? De a concepe un copil. Nu doar să o facă când zice cineva sau când cred ei că este timpul. Asta e cel mai important lucru. Mai departe urmează comunicarea. Eu întotdeauna am să zic că comunicarea o să fie factorul de bază într-un cuplu, necătând la situație, că e copil, că e o schimbare radicală. Comunicarea este momentul în care cei doi distribuie anumite responsabilități, care vorbesc despre frustrări, supărări, despre planurile lor, despre ce fac cu copilul mai departe, câți copii vor și absolut orice întrebare se discută doar în acel moment. Ceea ce înseamnă că ei trebuie neapărat să-și lase, să-și rezerve acest timp pentru comunicare. Că este copilul acum mic sau că este mai mare, nu are nicio importanță. Se zice că o dată pe săptămână, cel puțin, cuplul trebuie să aibă timp pentru ei. Că e plimbare, un film, o cină sau un mic dejun împreună, nu contează, dar ei trebuie să fie acolo în doi, prezenți nu doar fizic, dar și emoțional, să discute și să rezolve absolut orice întrebare care stă acolo în ei cumva de ceva timp, pentru ca în timp să nu se acumuleze aceste frustrări și să nu se dezvolte un conflict, o criză și foarte bine știm la ce pot duce aceste crize în timp. Asta ar fi foarte important, doi, care am zis eu. Trei, vorbim despre gestionarea stresului. Foarte mulți înțeleg că este un stres, da? Un copil este o fericire, este și un stres. Dar nu toți știu cum să gestioneze corect acest stres și nu toți înțeleg că el nu trece când copilul are un an, 2 sau 15. Este un stres care cumva se transformă în timp, da? De la mai mic la mare și tot așa mai departe. Respectiv, este tare important să învețe, să gestioneze și cumva să trăiască cu acest stres, de fapt. Când trebuie să fie dat la o parte, când simți că deja nu mai poți, că explodezi, îți iei partenerul lângă tine și discuți din nou. Dacă simți că este prea intens, că deja te sufoci, nu mai poți, de asta există specialiști, care nu neapărat să fie o problemă globală și tare critică, știi? Dar poate să fie un moment de criză în relație care ei doi nu știu cum să soluționeze. Respectiv, un specialist vine cu un ajutor din exterior, o părere neutră, o părere obiectivă, să nu uităm. Și asta tot ar fi un ajutor bun. Și un alt moment este, cred că, să nu fie, știi, frica asta și bariera de a apela la ajutor pentru îngrijirea copilului. Ce am în vedere prin asta este bunei, bonă, o grădiniță sau activități de orice gen, dependență de vârsta copilului.
Eu mă bucur că acum deja suntem în timpurile când cumva părinții înțeleg acest lucru, știi, și nu mai este atât de neobișnuit și au dispărut stereotipul ăsta că îmi las copilul nu știu unde. Dar totuși mai sunt copii și instinctul ăsta de mamă, tu știi, cred că cum el apare tare brusc și tare intens, că nu vrei să dai copilul cuiva, dar în timp. Cred că foarte bine mă înțelegi și tu, da, că da, efectul la ceea ce cultivi tu de la bun început, el este major pentru tine ca persoană. Uh-huh. Și la ce ajungem noi? Un copil, un părinte fericit, un copil fericit, corect? Respectiv, cam da, asta ar da. Fi ecuația, da. Și vreau să menționez încă un moment că nu există o, știi, o regulă standardizată, da, pentru toți, da. Fiecare cuplu este foarte cumva diferit și cel mai important, de ce am zis de comunicare, că în procesul comunicării ei găsesc o formulă, știi, care funcționează pentru ei doi, ca cuplu. Și poate nu funcționează pentru altcineva, dar pentru ei așa este ok, ca timp, ca termen, nu știu, ca activități, obiective, da, da, da. Și e perfect, e super bine așa pentru ei, dacă ei sunt fericiți și copilul la fel este bine cu ei. Știi, ai punctat foarte bine acest moment în privința mamelor care, în special când bebelușii sunt foarte mici, mamele au așa un soi de sentiment că vor să controleze absolut totul. Da. Este și firesc, e de înțeles de ce avem acest sentiment, dar uneori este important să conștientizăm că poate, nu știu, poate bunica sau bona sau persoana în grija cărei ai lăsa acest bebeluș, poate nu face totul perfect exact ca tine, dar este normal și este bine să faci acest lucru, să-ți lași copilul pentru o oră, două, trei, dacă e nevoie, ca să ai timpul tău personal, ca să, nu știu, să mergi să bei un ceai sau să ieși cu o prietenă sau vorbim și de soț, inclusiv. Este exact, pentru acest timp în care mama își ia un respiro, pentru că mie mi se pare că foarte des aceste conflicte apar din oboseala femeilor, care, în special când copiii sunt foarte mici, foarte dependenți, uneori nu dorm nopțile, știi, și femeile sunt epuizate și atunci sunt mai irascibile, atunci vorbesc pe un ton mai iritat cu soții lor. Și ar fi o soluție pur și simplu să-și ia acest repaus de la bebeluș pentru sine, să se încarce, să-și reîncarce bateriile și atunci femeile altfel discută și cu soții, dar noi revenim la acest subiect un pic mai târziu, însă acum vreau să urmărim un reportaj în care aflăm despre care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac femeile în perioada postpartum. Nașterea unui copil este un fenomen deosebit, care implică schimbări fizice și emoționale atât pentru nou-născut, cât și pentru mămică. Perioada postpartum este perioada care urmează imediat după nașterea bebelușului și durează 6 săptămâni. Este o perioadă în care are loc restabilirea organismului. Toate schimbările acestea includ și involuția uterului, care clinic se manifestă prin eliminarea unui sânge numit lohii, care inițial ele o să fie sanguinolente, după care serosanguinolente. Pacienta poate simți o durere a uterului, o contracție propriu-zisă, în special în momentul alăptării bebelușului. O altă schimbare este apariția lactației, care este un moment fiziologic. În primele 3 zile avem colostru, laptele ăsta care vine mai puțin în cantitate, dar mai consistent ca conținut, după care are loc schimbarea conținutului de proteine, glucide, carbohidrați în lapte și atunci și cantitatea lui este mai mare, pentru că cresc și necesitățile bebelușului. Adaptarea lactației după necesitățile bebelușului poate presupune și apariția unor dureri în momentul umplerii glandelor mamare. Una dintre cele mai importante modificări pe care deseori doctorul uită să le menționeze este starea de oboseală, indispoziția, sentimentul de vinovăție că nu sunt suficient de bună pentru copilașul meu. Dacă aceste simptome apar după 2 săptămâni, ele se numesc baby blues și de obicei dispar în câteva zile. Dar dacă aceste simptome apar deja după 4-6 săptămâni de după naștere, atunci ea o să fie catalogată ca o depresie postnatală care poate dura mult mai mult. Depresia postnatală nu este un moft sau un mit, ci prezintă o problemă gravă cu care se confruntă aproximativ 10-15% dintre mămici. Recuperarea postnatală poate fi prelungită sau îngreunată dacă lăuza nu respectă unele aspecte. Greșelile cele mai mari pe care le fac asta este neglijența igienei personale, mai în special pacientelor care au niște suturi, niște fire la nivel de perineu și în vagin, ele obligator pleacă din spital cu unele recomandări. Din neștiință, din neglijență poate să
nu le mai urmeze și atunci pot să apară careva infecții. O altă greșeală este dorința de a reveni cât mai curând la greutatea inițială, fie prin restricționarea unor produse alimentare sau prin efectuarea unor exerciții fizice intense. Trebuie să înțelegem că sarcina au durat 9 luni de zile, 9 luni în care încet, încet s-au modificat și organismul s-a adaptat. Reluarea activităților sportive este un moment în care trebuie să avem un pic de răbdare. Aceste mușchi, ligamente care s-au modificat în timpul sarcinii are nevoie de timp ca să-și revină la loc. Pentru o pacientă după o naștere naturală, fără leziuni pe perineu sau chiar și cu leziuni, recomandarea ar fi 2-4 săptămâni, după operație cezăreană, minim 6 săptămâni. Purtarea corsetului, dar și activitatea sexuală în perioada postpartum, la fel pot încetini procesul de reabilitare. Cel mai bine de reluat activitatea sexuală este după 6 săptămâni, atunci când se încheie această perioadă de lăuzie, atunci când riscul este cel mai mare de infecție puerperare. Am trecut 6 săptămâni, mergem la o vizită de control la medic și el ne dă acordul. Purtarea corsetului nu este recomandat înainte de 2 săptămâni de după naștere, deoarece uterul, involuția lui durează 2 săptămâni și atunci când noi compresăm din exterior uterul, s-ar putea să întârziem procesul și lăsăm de sine stătător să coboare, să involueze, să alăptăm cât mai des, pentru că asta contribuie la o restabilire mai rapidă. Pe lângă partea fizică, reabilitarea constă și din partea psihologică, care uneori este și mai complicată. Mai bună mamă ca tine pentru copilul tău nu există. Ca recomandare pentru pacientele după naștere este să se odihnească cât mai mult posibil. Adică gospodăria, mâncarea, tot asta se lasă pe planul 2, ca să doarmă împreună cu bebelușul în momentul în care doarme și el și de ce nu să delegheze unele sarcini și să accepte ajutor. Iată asta cea mai mare greșeală. În această perioadă, susținerea mai ales a partenerului, a rudelor, dar și a prietenilor este indispensabilă. Aceștia trebuie să ofere susținere și ajutor. Revenind la femei, bărbații, ceea ce se întâmplă în cuplu după apariția unui bebeluș, uite, hai să mergem așa concret. Femei, bărbați, eu am zis anterior despre oboseala femeilor, ce poți să spui la acest subiect? Oboseala femeilor, ce facem? În primul rând, influențează bărbatul de lângă ea. E cumva normal că este obosită, dar în același timp noi un pic uităm că totuși relația este primul copil acolo, da? Care a fost cândva creat și trebuie de lucrat și acolo. Și cum am mai vorbit, ea devine irascibilă, ea devine foarte supărată pe locuri, da? Că de ce nu are timpul de care vrea să beneficieze de la bărbat. Și aici apare, știi, apare stresul ăsta între bărbat, femeie. El are așteptări din fel, ea are alte așteptări de la el, ei nu discută, ei nu știu aceste așteptări și respectiv ce se întâmplă. Intimitatea este redusă, contactul fizic redus, timpul petrecut împreună este redus. Ea nu se mai simte cumva iubită, femeie apreciată, el vede că ea e doar mamă și mai sunt multe cazuri când nu știu, din femeia îngrijită și tare frumoasă și tot timpul așa, știi, mega sexy, da? Vine acasă și vede o femeie care de aici hrănește copilul, de aici mai spală ceva prin casă și e normal cumva că, știi, atracția asta ea dispare și mai este și ea iritată, încă tu ce vrei să faci? Te întorci, mergi înapoi la serviciu și nu mai ai treabă. De aceea este tare important momentul în care tu, foarte liniștită, cu sufletul împăcat, lași copilul cu bunei, cu bona, chiar cu soțul probabil, da, pe o oră, două, și tu ai grijă de tine. Tu ai grijă de aspectul tău fizic și starea ta psihoemoțională. Pentru că noi femeile suntem altfel când este aranjat părul, e făcut manicura sau avem o haină curată și nouă pe noi, da? De aceea noi ne privim și suntem frumoase, ne privesc și ei și ne văd frumoase. Este ceva normal și este foarte important să nu o faci din obligațiune sau ca așa undeva zice cineva în zilele noastre. Nu, o faci cu inima împăcată pentru că tu ești bine așa, tu ești fericită și relația ta nu are de suferit. Copilul este mic și nu prea percepe până la 2-3 ani, da? După care ce face? Infiltrează practic tot ceea ce este în familie și când vede că în familie nu este o relație sănătoasă, armonioasă, frumoasă, mai sunt și nu dă doamne certuri sau mai sunt crize mai grave, da? Copilul trăiește cu asta și din dorința ta imensă de a-i oferi foarte toată atenția copilului primii ani, dar nu soțului sau ca soț, nu soției, în 2, 3, 4, 5, 10 ani, tot copilul tău suferă de fapt, tot el, aceste consecințe
le vede, cumva le rădăcinează, da, în comportamentul lui, în gândirea lui, și sunt mulți care zic acum că din generațiile noastre că eu nu cred într-o relație frumoasă și fericită. Toți ajung, dragostea trece, toți ajung să știi cum să trăiască, să supraviețuiască cumva împreună. Și de ce apar aceste idei? Din cauza că ei au văzut asta în familiile lor. Din păcate, pentru că, da. Pentru că nu s-a abordat o atitudine și un comportament corect de la bun început. Da, și, da, e important să înțelegem că copiii simt foarte bine ce se întâmplă, da, într-o familie, și atunci când mama este fericită, tatăl este fericit, când există o armonie, când conflictele ele apar în orice relație, dar ele sunt soluționate, atunci când nu se lasă să mocnească, știi, mult timp, multe probleme, frustrări adunate, evident copilul simte toate aceste stări tensionate. Și atunci, da, într-adevăr, pentru că știu din propria experiență cât de mult contează să ai acest timp pentru tine, să ai timpul de cuplu separat. Da. Hai să vorbim din prisma bărbaților, că am zis mai mult despre femei. Uite, bărbații, de obicei, ce simt ei când apare un bebeluș mic? Mai ales că, știi, femeile au aceste 9 luni de sarcină, când ele se obișnuiesc cu schimbări, chiar dacă bebelușul e în burtică, ele cumva deja își creează o conexiune cu bebelușul. Da. Însă, în cazul bărbaților, lucrurile un pic sunt diferite, nu? Mai târziu această conexiune apare. Ce simt? Stres. Este un stres, cum am zis, este fericire, este un stres care nu toți bărbații îl arată, da? din primele clipe, dar la ei se manifestă altfel, pentru că cum are schimbări și responsabilități o mamă, la fel le are și un tată. Pentru el rolul de tată tot este ceva nou. El trebuie cumva să se încadreze în acest rol, știi, și nu vine instinctul sau, cum ai zis tu, acea sarcină de 9 luni de zile, da? În care tu treci prin tine, simți... Te cumva, obișnuiești, da, cumva cu această idee. Bărbatul vede, are grijă de ea cât are 9 luni de sarcină, da? După care ea naște și noi tot greșim un pic, că nu avem așteptările astea, că dar eu am născut, dar eu sunt eroină, dar eu nu știu ce am făcut, știi? Și da, este acest moment, am trecut și eu pe acolo, știu că e complicat, într-adevăr femeile trec prin niște momente destul de dificile, dar ei nu înțeleg asta până la, știi, 100%. Nu au cum. Corect, nu au cum. Și cum la noi se, știi, noi poate unele femei se dezic de job, cât stau copii, altele de timpul pentru ele, pentru frumusețea lor. Așa și bărbații. Are este impactul social, da? În care deja timpul cu prietenii, nu știu, cu colegii, este limitat, dacă nu exclus cu totul. Timpul pentru a sta la televizor când vii acasă sau a citi o carte, a sta în calculator, este redus, pentru că tu vii acasă la schimbat, spălat, hrănit, culcat, hai pa, știi? Da. Și ei mai au și chestia asta financiară. Deci un bărbat are de la persoana lui proprie așteptări că el trebuie să facă față, da? Pentru că sunt cheltuieli nu mici, știm cu toții, un copil, și când este și femeia lângă acest copil, tu îți asumi casa, produse, haine, chestii și cumva, nu, ok, sunt care sunt pregătiți din start sau au, da? Dar nu toți. Și chiar și cei care au pot ajunge într-un moment în care păi nu este ok, nu e suficient, toți vrem mai mult, știi? Și au și ei gândurile lor, stresul ăsta financiar, job, treziri, noaptea, și pe ei tot te afectează. De aceea, știi, cumva fiecare trece printr-un stres, dar este diferit. Și ajungem în același punct, ajungem la comunicarea în care, nu, dacă ea nu este, tu n-ai să știi ce-l doare pe el, el nu o să știe ce te doare pe tine. Și nu o să puteți soluționa nici de cum. Da, știi, aici îmi vine acest gând că noi femeile, atunci când apare un bebeluș, noi suntem cumva inițial, în special în prima perioadă, extrem de concentrate pe acest, da, bebeluș. Bărbații însă de regulă ei au în firea lor această necesitate de a-și satisface femeia. Deci bărbații mereu își doresc să o vadă pe soție fericită, zâmbitoare. Și uite, acea soție zâmbitoare, fericită, atunci când ea este evident frustrată, stresată, obosită, păi acest lucru evident îi afectează. Ei înțeleg că ceva fac greșit. Și ei încearcă să ne susțină, încearcă să le fie alături femeilor, dar uite, uneori femeile nu întotdeauna știu să aprecieze acest lucru sau să le spună clar de ce au nevoie. De aceea, da, mi se pare foarte important accentul pe această comunicare. Hai spre final să vii cu un sfat concret, atât comunicare, pentru că cineva acum ne ascultă și se gândește, dar cum anume, ce fel de comunicare? Cum ar trebui să abordeze persoana care ne ascultă, să-și abordeze partenerul, nu știu, să stabilească o regulă, să-și facă timp, cum ar trebui organizat acest moment? Nu, în primul rând, cum am zis, voi trebuie să aveți cel puțin o zi pe săptămână în care sunteți doar voi doi, fără copil, părinți, prieteni, în care voi, după ce ați mâncat sau, nu știu, ați plimbat, voi ați stat și ați discutat. Începe femeia, dacă ea are întrebări, da? Dar
În mod normal începe femeia. Începe femeia cu ceea ce o deranjează, dar nu înseamnă, știi, nu venim cu pretenții, nu ne aruncăm asupra bărbatului cu, da tu, da învinuiri. Tu, da XY faci așa, da tu ce faci, da? Din start tu pornești greșit și reacția care o vei avea nu va fi una ok. Se finisează cu un conflict și mai mare. Cel puțin, da. De asta tu cumva, foarte atent, păi, eu văd că ești obosit, da? Sunt și eu obosită, dar uite, eu am nevoie de o oră de vreme, nu știu, când vii seara acasă, am nevoie să ies să mă plimb cu mașina, spre exemplu, sau am nevoie să fac un duș, să nu îmi bată cineva în ușă din copii, sau tu la urmă, adică tu cumva stabilești cu el, tu îi spui ce vrei tu și de ce ai nevoie tu în primul rând. Dar ar fi foarte frumos să accentuezi că tu îl înțelegi, că tu ești acolo, că tu vrei să știi care e situația lui, știi starea lui emoțională, care e situația financiară, pentru că multe cupluri nu discută, cumva femeile vin, trebuie să scute ce trebuie aceea, dar ele poate nu înțeleg până la final că acel bărbat are așa un cap pătrat, știi, și nu mai știe ce să mai facă ca să facă față, de fapt, știi? Întreabă-l. Tu poate nu poți ajuta, dar ar fi ok să întrebi cum este el, care este starea lui. Să se simtă auzit, cel puțin. Exact. Ca sugestie încă, neapărat trebuie de repartizat echitabil responsabilitățile. Sarcinile, da. În familie, da. De altfel, vă riscați să ajungeți într-o, știi, într-o prăpastie din care nu mai știți, sunteți mega obosiți, epuizați, frustrați, săturați și de copil și de tot restul. Și din relația voastră nu rămâne nimic. Nu vă ascultați cei din jur, ce zic. Fiecare are experiența sa, chiar și părinții. Da, mersi frumos, facem cum vrem noi, știi, din seria asta. Ce-ar fi? Nu uitați de intimitate. Pentru că dacă nu azi, nu mâine, în 5 ani o să afecteze. Știi cum? În cel mai bun caz dormiți în patru separate, în cel mai rău caz apare înșelat, trădat, divorț și tot așa mai departe. Mie îmi place acest gând în privința faptului că partenerul pe care ți l-ai ales, uh-huh, soțul, soția, tu ți l-ai ales ca să fii cu el până la sfârșitul vieții, da, teoretic, exact, da? Deci tu cumva ți-ai planificat, uh-huh, o viață alături de acest om. Uh-huh. Când vine vorba de copii, care, da, evident că noi iubim nespus de mult, dar copiii cresc, la un moment dat ei își văd de viața lor, își fac familia lor, da, și cumva copiii nu ne aparțin. Da, ei își au viața lor. Însă partenerul, el aparține cumva. Ideea este că el este lângă este tine alături până la sfârșitul vieții. Așa, uh-huh, e la modul ideal. Și atunci este foarte important să nu uităm de această relație cu partenerul, partenera, care de fapt are de suferit în această perioadă, uh-huh, dar este important să fim conștienți de importanța acestei relații, să nu o punem pe planul 2 și să nu o lăsăm așa, știi, la izbeliște. Deci, poate copilul e mic, dar îi acordă mai multă atenție, însă la un moment dat trebuie să facem acest pas spre cum îmi pot îmbunătăți această viață, corect, de cuplu. Ce pot face pentru relația mea și stai un pic, stai, dar eu sunt și femeie, sunt și soție, nu doar mamă. Așa că le dorim proaspeților părinți răbdare, că da, e o perioadă un pic mai dificilă la început, dar, într-adevăr, dacă îi pui corect accentul, dacă ai grijă să încerci să menții armonia în familie, eu cred că totul se rezolvă. Îți mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi. Și rămânem acum cu un reportaj în care aflăm despre greșelile pe care le fac cel mai frecvent părinții în ceea ce ține de dezvoltarea copilului, atât când ei sunt mici, în tot ce ține de mers, de dezvoltarea lor, inclusiv fiziologică, iată care foarte sunt aceste greșeli. Să vedem. Primul an din viața unui copil este marcat de o dezvoltare semnificativă, atât fizică cât și psihologică. Fiecare etapă este asociată cu o abilitate nouă. Va fi în prima lună elemente de motricitate, adică copilul mișcă activ mânuțele, piciorușele, iar degetele strâns în pumn. La a doua, a treia lună apare reflexul tonic cervical. La 4 luni copilul ține capul bine. În jurul la 6 luni, cu un diapazon de până la 8 luni, copilul începe a sta pe funduleță. Trăitul se petrece între 7 luni și 10 luni. Acestea sunt primele expediții sau escapade pe cont propriu. Către vârsta de 8 luni, copilul începe a merge în 4 și face primele încercări de a sta în picioare. Iar în jurul vârstei de 1 an, face primii pași nesustenut. Sigur că toate perioadele a dezvoltării fizice sunt foarte importante, dar eu aș atrage atenția la părinți să fie mai vigilenți în primele 3 luni de viață. Din primele zile atragem atenția la aspectul fizic exterior, vizual, la forma capului, gâtului, cutii toracice, membrele superioare, inferioare, mișcarea în articulații. Părinții ar putea identifica vizual la început un
de exemplu un torticolis congenital. Această afecțiune caracterizată prin poziția înclinată a capului trebuie diferențiată de torticolisul muscular, care nu necesită tratament. Mamele se îngrijorează că tâlpițele cu o poziționare înăuntru. Acest platfos fiziologic sau piciorul moale poate fi în jurul până la 4 ani, ceva fiziologic normal. Unele poziționări ale picioarelor, precum în X sau paranteză, la fel pot fi considerate o normalitate până la o anumită vârstă. Dar e important controlul profilactic la medicul ortoped. Displazie de șold, asta este un defect de dezvoltare a articulației șoldului. În cazul când capul osului femural este nedezvoltat și poate să facă o dislocare parțială sau totală, adică poate fi o subluxație sau luxație totală. Absența tratamentului la timp duce la agravarea progresivă a patologiei. De asta este bine să fim atenți la semnele acestei afecțiuni. Limitarea de abducție, adică de desfacerea piciorușilor. Simptomul de pocnet la nivelul șoldului. Asimetria de pliuri cutanate la nivelul subfisier și a coapselor. Și în cazuri severe poate fi inegalitate de membru. Dezvoltarea osteoarticulară poate fi afectată și de greșelile făcute involuntar de părinți. Vom enumera unele din cele mai des întâlnite. Forțarea șezutului. Eu nu recomand insistent la părinți ca copilul să-l așeze până la 6 luni. Între vertebre este un cartilaj care este în debut de dezvoltare și în viața de adult posibile să aibă probleme de sănătate. Folosirea premergătorului sau a marsupiului necorespunzător la fel afectează dezvoltarea sistemului osteoarticular. O altă greșeală este forțarea mersului. Mersul de la 10-11 luni până la 1 an și 4, 1 an și 6 luni, dacă nu sunt probleme ortopedice. Noi credem că învățăm copiii a merge. Copilul se învață numai pe cont propriu. Din start, mersul copilului va trebui să fie descălțat. Există mitul că încălțămintea ortopedică este necesară pentru dezvoltarea corectă a tălpii copilului. Încălțămintea are doar rolul de protecție, iar medicul ne dă sfaturi cum să o alegem corect. Primul lucru și cel mai important, când luați în mână, tălpița să fie maximal flexibil. 2. Partea asta din spate, carambolo, iarăși să fie flexibilă. Adică nu trebuie să ție glezna. Glezna trebuie să ruleze, să miște. Nu cumpărăm cu pernuțe, talonete, supinatoare, cei ce îngrelează flexibilitatea tălpiței. O altă problemă actuală este utilizarea în exces a gadgeturilor, ceea ce limitează mișcarea și activitatea fizică a bebelușului și diminuează interesul de explorare. Cosmetologul Victoria Jugurt ne spune ce greșeli de îngrijire a tenului facem deseori și cum să evităm deshidratarea acestuia în sezonul rece. Apa micelară blochează porii și totodată usucă pielea. În continuare discut cu Victoria Jugurt, cosmetolog. Bună și bine ai venit la noi! Bună și bine v-am găsit! Vreau să discutăm despre ten, evident, despre îngrijirea acestuia, pentru că încă suntem în perioada rece a anului și respectiv tenul are de suferit. Acum, în perioada rece, este mai des hidratat, mai des simțim necesitatea să aplicăm creme mai hrănitoare și respectiv clar că aici diferă în funcție de fiecare ten în parte, dar ca să vorbim așa câteva recomandări generale. Tenul deshidratat, care ar fi câțiva pași importanți în îngrijirea acestuia pentru acele persoane care mereu au această senzație de uscăciune? Cel mai important este crema alesă. Deci dacă crema este cu ingrediente active și este destul de complexă, atunci pielea nu o să simte necesitatea aceasta de deshidratare. Dar, ca și fiecare persoană care lucrează în acest domeniu, avem la cabinet și pacienți cărora nu le merg toate tipurile de creme. De aceea se recomandă pașii generali este să avem produse cât mai blânde și cât mai hrănitoare. Spre exemplu, cu acid hialuronic, cu niacinamide, cu vitamina E, ele foarte bine hidratează tenul nostru. Uite, evident că asta iarăși diferă în funcție de fiecare ten în parte, dar știu că acum, în perioada rece, este mai recomandat să introducem diferite ingrediente active, da? Pentru anumite necesități ale tenului. Care ar fi acestea? Cum și-am spus, acidul hialuronic, niacinamidele, vitamina E, vitamina C se poate introduce dimineața pentru că este un antioxidant bun, ureea pentru cei care au tenul foarte deshidratat cu exfolieri, în care mereu persistă această mâncărime și această
dureroșață, se poate de introdus și ureea. Dacă vorbim despre tenul care din potrivă este mai gras sau tenul, nu știu, mixt, acolo ce ingrediente? Acidul lactic, acidul glicolic, niacinamidele la fel, ele sunt pentru toate tipurile de ten, acidul hialuronic într-o concentrație destul de mică și totodată putem să introducem vitamina C dacă avem tenul mai gras. Referitor la retinol, se aplică, se folosește, se recomandă sau nu? Pentru cei care au pielea sensibilă, uscată, cu exfoliere, se recomandă mai întâi de a reface bariera de protecție, după care să se introducă retinolul. Cei care nu au această problemă, liber poate să-l utilizeze. El se utilizează atât în acnee, hiperpigmentație, riduri, deci mai întâi lucrăm cu bariera de protecție, să nu avem acea exfoliere, după care îl introducem la necesitate. Hai să vorbim despre un ritual de îngrijire al tenului. Evident, iarăși el diferă în funcție de fiecare ten în parte, dar la general, uite, care ar fi acei pași și acele produse? Pentru că știi, acum au apărut foarte multe informații, avem tot felul de tendințe și din alte țări și respectiv vreau să ne spui tu părerea ta. Cum este bine să fie o rutină corectă de îngrijire a pielii? Dacă începem de dimineață, ne spălăm fața cu gel de curățare sau cu lăptișor dacă avem pielea mult mai sensibilă, nu uităm să ne ștergem cu toner sau loțiune tonică, ele diferă după componențe. După care aplicăm un ser hidratant, fie cu provitamina B5, fie cu acid hialuronic, fie aceeași vitamina C, adică după fiecare tip de ten se alege un produs sau un ser pe care să se simtă pielea noastră bine și la aplicarea machiajului să nu facă acele scame care sunt destul de urâte. După ser se aplică o cremă hidratantă, dacă la fel pielea este uscată, deshidratată, aplicăm cremă cu factor de protecție solară și dacă, cum iubim noi femeile, să ne machiem, să avem cosmetică decorativă, fondul de ten sau BB cremul să fie la fel cu factor de protecție solară. Nu uităm că iarna la fel avem soarele destul de activ și cei care sunt cu predispoziție la hiperpigmentație ne dă bătăi de cap. Da, foarte des există această gândire că, uite, vara, da, trebuie să mă protejez de soare, însă iarna oricum e frig. Mai ales dacă avem zăpadă, soarele se reflectă în zăpadă și respectiv... Corect, acum veneam cu mașina și soarele îmi bătea direct în față, deci cum să nu avem noi pigmentație dacă este soare destul de activ? Nu e atât de cald ca vara, dar este destul de activ. Hai să vorbim un pic și despre rutina de seară, da? Pentru da. Că, uite, aici vreau să punem accentul numai pe demachiere, că există tare multe sfaturi și recomandări și, uite, din câte înțeleg, specialiștii aici își împart un pic opiniile. Tu ce recomanzi? Eu sunt contra la apa micelară și la ulei hidrofil. Una, că apa micelară blochează porii și totodată usucă pielea, astfel distrugând bariera de protecție. Pacienții mei nu știu ce înseamnă apă micelară și ulei hidrofil. Ulei hidrofil, clar lucru, este un ulei care la fel blochează porii. Nu le recomand. Sunt speciale demachiante care sunt elaborate pentru zona ochilor, confirmate și... date în lucru de către oftalmologi, pentru că ochișorii la noi sunt foarte sensibili și foarte des putem să facem alergii, deci cele aceste demachiante sunt în special pentru ochișori și buze. Restul, fondul de ten se spală de două ori cu gel de curățare sau spumiță, sau mai întâi cu un lăptișor sau cu spumiță, deci este o spălare dublă. Unii recomandă, de exemplu, acea apă micelară, apoi gel, căci că așa se curăță mai bine. Tu zici că doar cu gelul spumant se poate curăța tenul destul corect, de bine. Corect, corect. Două ori. Prima dată se ia stratul ăsta grăsos de la suprafață, da, de la cosmetica decorativă și a doua spălare deja spală totul în profunzime și nu uităm de toner, care la fel este o etapă de încheiere a curățării faciale, după care se aplică ser hidratant sau cremă. Dacă avem o problemă, se aplică ser de tratament, spre exemplu, în cazul pigmentației. Dacă vorbim despre tenul uscat, avem ser cu vitamina B5. Este foarte bun, ser cu acid hialuronic, la fel de bine îngrijește pielea și ne oferă strălucire. După 5 minute de la aplicarea serului se aplică o cremă hidratantă, la fel, după tipul tenului, dar cu jumătate de oră înainte de a ne culca, ca să reușească ingredientele să se absorbe. Dacă vorbim de ochi, aici este nevoie de o îngrijire specială. Da, cu siguranță, să nu uităm de zona ochilor, a gâtului și a decolteului. De regulă, în jurul ochilor se aplică produse cosmetice care sunt aprobate de către oftalmologi, pentru că pe piață avem atât de multe creme pentru zona din jurul ochilor, dar foarte puține sunt bune și foarte multe dau alergie. De aceea, o cremă bună trebuie să și coste,
să fie la 10-15 ml, pentru că ți ajunge pe jumătate de an, cu siguranță, pentru această mică zonă din jurul ochilor. Dar da, nu trebuie să uităm de această zonă care este mereu sensibilă. Mai am și paciente la cabinet care de fiecare dată au ochii destul de iritați și aici trebuie o altă îngrijire. Uh-huh. Patch-urile, ele sunt un marketing. Pentru cei care au ochii mai umflați de dimineață, dacă ele se păstrează în frigider, din cauza că sunt reci, se provoacă o vasoconstricție și din această cauză aceste dispare. Dar, în general, este un marketing. Uh-huh. Vreau să-mi spui spre final acum, uite, am vorbit despre ten, despre îngrijire. Totuși, noi știm că frumusețea vine și din interior. Care ar fi acele greșeli pe care noi le facem? În ceea ce ține, în general, de un stil de viață sănătos sau nesănătos în cazul unora, care afectează inclusiv și modul în care arată pielea? Multă cafea, mai ales când este stomacul gol. Trebuie mai întâi să mâncăm ceva după consumăm cafeaua. Multe alimente de proastă calitate care le găsim aproape gata prin magazine. Fast food-urile, care este o nouă tendință din câte am văzut. Murăturile, din păcate. Murăturile, alimentele pipărate, sărate, condimentate, dulciurile, la în fel exces, ne provoacă mari probleme. Și să nu uităm de făinoase. Pâine, pastele, la fel... acționează pentru tenul nostru. Fie să arate mai bine, fie mai rău. Eu îți mulțumesc tare mult pentru aceste recomandări. Sper că cei care ne-au ascultat le vor pune în aplicare și în cazul în care deja vreți să aflați mai multe despre ce vi se potrivește personal, vă adresați evident la specialiști și aceștia vă ajută. Îți mulțumesc, baftă în toate și acum vreau să le spun celor care ne urmăresc că îi aștept tot aici, weekendul viitor, sâmbătă, la Ai Sănătate pentru alte informații utile. Numai bine, pe curând! Pampers, partenerul emisiunii Ai Sănătate.